Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Pavilionul românesc a fost deschis și anul acesta la târgul Agritehnica de la Hanovra, unde expozanții din țară au trezit interesul publicului internațional. Produsele românești au intrigat și impresionat fermierii din toate colțurile lumii. Atât organizatoarea acțiunii, Gabriela Rusu, cât și Adriana Stănescu, ambasadoarea României în Germania, au avut cuvinte de laudă la adresa antreprenorilor autohtoni. Pavilionul României a avut un număr impresionant de expozanți, precum Iuriaghi, Repoagri, Mecanica Ceahlău, Tehnofavorit și Irum. Echipa Agro TV a discutat cu reprezentanții companiilor despre produsele cu care se mândresc, dar și despre secretele succesului în agricultură. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența la acest eveniment al nostru de deschidere a Pavilionului Național al României. Pavilion organizat de Federația Patronală în Industria Construcțiilor de Mașini, împreună cu Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior, ARICE. România este la Agritehnica 2023 pentru a patra oară cu pavilion național românesc, dar de data aceasta avem, după cum vedeți în jurul nostru, vreo aproximativ 700 de metri pătrați și 10 companii producătoare în România de utilaj destinat agriculturii. Dintre aceste 10 companii sunt AG Trade, SRL București, Andres Group, Irum Reghin, Iuriaghi Brăila, Mefin Sinaia, Mecanica Ceahlău, din Ceahlău, după cum îi spune numele, Pop Industrie de la Slatina, Coltex de la Filipus de Pădure, Tehnofavorit Cluj și WikiWiki Management din Târgu Mureș. Ca și produse expuse, le veți vedea și le vedeți în jurul dumneavoastră și vă vor fi prezentate în continuare. Este un număr important de firme expozante, din punctul meu de vedere, pentru că în România, la momentul actual, există aproximativ 20 de companii producătoare de tehnică agricolă. Deci, aproape jumătate dintre ele sunt și expun aici, în standul național românesc. Trebuie să vedem succesele noastre, trebuie să vedem calitatea cu care ne prezentăm pe piață, trebuie să vedem cum suntem văzuți până la urmă și de pe alte piețe. Am aflat aici, vorbind cu firmele care sunt prezente în acest an, am aflat că exportă în toată lumea, în Europa și în țări unde noi, așa în mod normal, nu ne-am gândit neapărat că putem exporta, de exemplu, chiar și în Olanda sau în Belgia, nu? Exportă în Statele Unite ale Americii, uitați aici, Mefin, chiar acest lucru acum câteva minute l-am discutat. Exportă în America Latină, în Asia, în Africa de Sud, deci practic suntem prezenți cu produsele noastre peste tot. Este important că avem performanță și mai mult decât atât este important că producătorii români, inginerii care oferă tehnologie și soluții tehnologice adaptate nevoilor agriculturii românești și nu numai, este important că acești oameni sunt optimiști, au curaj, doresc să investească, să se dezvolte și să fie prezent. Noi am venit cu o serie de selectoare și precurățitoare, calibratoare, de diferite capacități. Acestea sunt dotate cu o nouă inovație în materia sitelor. Noi venim cu noi configurații asupra sitelor ce permit o selectare mult mai calitativă și astfel aceste site, fiind montate pe orice tip de selector, ele măresc și capacitatea selectorului dumneavoastră din dotare, de asemenea și îmbunătățesc calitatea acestuia. În anul 2019 am dezvoltat un nou departament, departamentul Repoagri. Acest departament se ocupă cu producția și comercializarea de remorci agricole. Remorcile noastre agricole sunt caracterizate printr-o construcție robustă, o capacitate de transport foarte mare, fiabilitate și ușurință de manevrabilitate a acestora. Este un produs pe care noi nu l-am copiat, ci este un produs de marcă proprie, proiectat integral la noi în fabrică, realizat integral la noi în fabrică și evident că
Da, stârnește curiozități și nu știu ce să zic, poate invidii din partea anumitor. Așa cum și noi la rândul nostru vedem anumite produse la care ne uităm, pe care le studiem și pe care ulterior vom încerca să cumva să le aducem și în portofoliul produselor noastre. În cadrul ediției de la Agritehnica 2023, Tenor Favorit s-a prezentat cu partea de mașinilor fitosanitare, unde am prezentat un echipament de erbicidat tractat cu o capacitate de 3000 de litri, cu rampă de 24 de metri, echipat cu un calculator cu dozare automată normei de lichid la hectar. Tot în cadrul acestui târg am venit și cu un echipament de erbicidat purtat pe tiranții tractorului, cu o capacitate a bazinului principal de 2000 de litri și cu brațe cu o deschidere de 18 metri. Acest echipament este dotat cu un calculator Bravo 400, care dozează automat și închide tronsoanele la suprapunere. Cel mai important lucru pe care l-am făcut, putem spune că a fost investiția în R&D. În anul 2015, când am ales să creăm singurul centru de cercetare și dezvoltare din Estul Europei privat din acest sector, practic acesta a fost scopul, să reușim să dezvoltăm utilaje agricole și forestiere care să îndeplinească cele mai înalte standarde și să putem să reușim să facem export cu ele. Tehnica și tehnologiile agricole evoluează de la an la an și inovația este cheia prezentului, care deschide poarta viitorului pentru o agricultură sustenabilă și profitabilă. Agritehnica este spațiul cel mai potrivit pentru producătorii de tehnologii și utilaje ale agriculturii de azi și de mâine. Iar profesorul Ovidiu Ranta de la USAMB Cluj și membru în juriul internațional care medaliază la fiecare ediție Agritehnica performanța și inovația, a avut amabilitatea de a ne face un tur al noutăților tehnice din ediția de anul acesta a târgului de la Hanovra. Este evenimentul care reprezintă cea mai mare manifestare legată de tehnică agricolă și mașini pentru agricultură și procesare în agricultură. Este un eveniment extraordinar de așteptat pentru că a fost și în pauză în timpul pandemiei și după pandemie, deci suntem practic la ediția care se întâlnește după 4 ani. Așa cum era de așteptat, nivelul tehnicii prezente este sigur în ascensiune și de la fiecare ediție lucrurile evoluează. Ca și impresie generală sau părere generală legată de nivelul tehnicii, discutăm de prezența destul de numeroasă a standurilor cu vehicule autonome, aproape în toate domeniile, așa cum este organizată Agritehnica, respectiv pe domenii de lucru, pe grupe de mașini, tractoare, mașini pentru transport, lucrările solului semănat, tehnică de recoltat, procesare, aproape în fiecare sector găsim o componentă bine reprezentată de vehicule autonome, atât pe tractoare cât și vehicule de sine stătătoare, care să execute diverse operații sau chiar să execute complet automat procese de producție din agricultură. Pe de altă parte, sigur, partea de protecție a mediului și protecția operatorului extraordinar de bine reprezentată, pentru că dinamica și evoluția confortului legat de zona de siguranță pentru operator se dezvoltă continuu. Discutăm de cabine cu siguranță mărită, cabine cu confort, pentru că practic operatorii petrec foarte mult timp în această zonă de lucru și atunci sigur că ei trebuie să beneficieze de confort și de capacitate maximă de lucru, fără să le fie afectate toate elementele de ergonomie. Și sigur, nu în ultimul rând, o tendință majoră de surse de energie alternative, sau se poate vedea o tendință în zona aceasta, surse de energie alternative pentru atât pentru tractoare cât și pentru alte sisteme de producție, chiar sisteme de automatizare pentru culturi de alge sau alte surse de hrană care probabil pentru viitor vor reprezenta un punct important din agricultură. În ceea ce privește medaliile Agritehnica 2023, au fost înscrise peste 400 de inovații, dar din aceste inovații au fost premiate cu o medalie de aur pentru o combină,
și 17 medalii de argint. Ca să primească o medalie de aur, adică vreau să spun pentru cei care ne urmăresc că nu există un număr limitat sau un număr standard de medalii de aur de argint, trebuie doar să îndeplinească câteva criterii, respectiv o medalie de aur trebuie să fie un concept absolut nou, inovator, care să deschidă noi posibilități de utilizare a tehnicii. Pentru medaliile de argint, practic, sunt inovații care aduc îmbunătățiri unor concepte și idei existente în piață sau în exploatare, dar care se duc mai mult pentru zona de protecția operatorului și protecția mediului și, sigur, corelat cu consumul energetice reduse. Cele 17 medalii de argint reprezintă aproape în fiecare sector, segment câte o inovație și, sigur, discutăm acolo de roboți autonomi care pot fi utilizați pentru lucrările solului, sisteme de optimizare a încărcării și descărcării. Urmează încă două evenimente, tot același, să spunem, părinte de leghe, de data aceasta în România. În România, pentru 2024, DLG România, Intermarketing, sigur, firma mai mică a DLG Germania, pregătește expoziția agraria de la Cluj, unde, așa cum deja suntem obișnuiți, avem de-a face cu tehnică pentru zootehnie și, în ultima vreme, tehnică și pentru cultura mare foarte bine punctată, pentru că se dezvoltă și în zona Transilvaniei tot ce înseamnă cultură mare. De asemenea, discuții și forumuri, întâlniri cu toți crescătorii din zona de toate rasele de creștere a vacilor de lapte, de carne, a crescătorilor de ovine, a crescătorilor de suine. Iar în zona de sud, la Fundulea, Agriplanta Romagrotec, în mai, sperăm ca tot mai multă tehnică prezentată la Agritehnica 2023 să fie prezentă și la Agriplanta Romagrotec 2024, pentru că aproape toți expozanții de aici au corespondență și în România, sigur, la dimensiunea și la puterile pieței din România, dar de asemenea sperăm să le vedem cât mai mult în demonstrații, cu posibilitatea de a le vedea la lucru, pentru că pentru un fermier este foarte important. Sigur, expozițiile statice sunt bune, sunt frumoase, mașinile sunt frumos prezentate, dar totuși pentru fermier este foarte important să le vadă în lucru. Agritehnica 2023, cel mai mare târg internațional dedicat fenomenului agricol, ne-a prilejuit întâlnirea cu partenerii AgroTV Titan Machinery, dealer exclusiv al companiei Case International Harvester în România. O prezență marcantă a Case AH la Hanovra anul acesta cu tractorul Farmal, care a făcut istorie în întreaga lume și care continuă să scrie istoria tehnologiilor moderne pentru prezentul și viitorul agriculturii. Anul acesta, la 100 de ani împliniți, Case AH lansează noul tractor Farmal total electric și nu este singurul utilaj de senzație al companiei. Vedem imediat în jurnal imagini de la standul Case AH de la Agritehnica 2023 și aflăm detalii de la Răzvan Tomescu, marketing manager Titan Machinery România. Iată că am ajuns și la standul Case AH. Vedem lângă noi un tractor, putem spune, care a făcut istorie la această companie. Lângă mine se află și Răzvan Tomescu. Răzvan, bine te-am găsit aici la Hanovra. Bine, bine ați venit în standul Case aici, de aici, de la Hanovra. Într-adevăr, un tractor care a făcut istorie și la 100 de ani de Farmal, Case aici a venit cu noul Farmal total electric, un tractor în trend, să spunem așa, având în vedere că se îmbrățișează această tehnologie de fără emisii. Alte noutăți de la tractorul cel mai mic Farmal, în spatele lui avem un tractor Magnum 400 complet autonom, dotat cu sistemele de autoghidaj de la Raven, achiziție pe care tocmai am făcut-o grupul anul trecut pentru a dezvolta aceste sisteme de autoghidaj, sisteme autonome, sisteme de agricultură de precizie, pentru că trendul tinde să crească partea de tehnologie în agricultură, parte de, să spunem așa, filme science fiction în agricultură, deoarece viitorul deja este prezent. Nu mai este vorba de proiecții, de prototipuri, deja sunt aici prezente pentru a fi
atinse, văzute de fermieri. Trecând de la micul Farmal, ajungem în spatele nostru, avem noul Quadrac 715, este vedeta acestui an de la Agritehnica, din standul Case aici. Este noul tractor articulat, dezvoltat de peste 20 de ani, acest sistem de șenile articulate cu 4 șenile cu o suprafață de contact de peste 6 metri pătrați, ceea ce conferă o tasare redusă a solului, o tracțiune crescută, un consum redus de combustibil. Este un tractor inovator din punct de vedere agronomic. Este un tractor care a scris și el istorie la rândul lui în tot acest timp, deoarece producătorii de la Case aici dezvoltă acest sistem de șenil articulat an de an, generație de generație, pentru că susținem acele evenimente agronomic design pe care le facem și la noi în țară, stau de vorbă cu fermierii, culeg informații din teren, din diferite zone ale lumii, pe care le iau, le centralizează și acesta este rezultatul muncilor. Sunt quadracuri în România, sunt livrate destul de multe, sunt deja fermierii întreabă când poate veni și acest nou tractor pe piața din România, începând cu anul viitor se poate oferta și se poate achiziționa. Nu aveți numai tractoare aici, la stand? Într-adevăr, producătorul Case aici oferă o gamă largă de utilaje agricole, începând de la încărcătoare frontale, prese de balotat, iar o altă noutate la Hanovra anul acesta, avem și noua serie de combine 160 și 260, combinele Axial Flow, care și ele la rândul lor au scris istorie prin inovația rotorului axial, începând din 1977, Case aici a dezvoltat an de an, generație de generație, combine cu flux axial, cu un randament și o calitate a semințelor din ce în ce mai bună. NHR Agro Partners este ca de obicei alături de fermieri în cele mai importante târguri de profil. De data aceasta la Agritehnica 2023, acolo unde prezintă noutățile Deutzfahr, adică două modele noi de tractoare care completează gama de la 50 la 350 cai putere. Toate modelele expuse la standul NHR Agro Partners anul acesta la Hanovra vin cu îmbunătățiri tehnice, dar și pe partea de confort, iar motoarele au actualizări de soft importante. Vedem imediat în jurnal detalii de la reprezentanții NHR Agro Partners, dar și vedeta standului de la Agritehnica 2023. Suntem în standul producătorului Same Deutzfahr, furnizorul nostru de tractoare, brandul Deutzfahr și brandul Same în România. Participăm la acest târg pentru că eram curioși să vedem pe viu noutățile pe care le propun fermierilor din toată lumea până la urmă. Participăm la un târg extrem de important la nivel european, un târg în care am văzut multă tehnologie nouă și asistăm la inovații la care acum 5 ani de zile nu ne-am fi așteptat. Ne bucurăm că și marca Deutzfahr vine cu noutăți pentru această ediție. Au lansat două modele noi de tractoare care au ca scop să completeze perfect gama care pornește de la 50 și se termină la 350 de cai. Fiecare dintre modelele expuse aici beneficiază de îmbunătățiri, atât pe parte de confort, cât și pe parte tehnică. Avem motoare pe tractoare care beneficiază acum de actualizări de soft importante, actualizări care să le ofere, de exemplu, 20% în plus cuplu, să modifice plaja de cuplu și acesta să fie disponibil încă de la 1000 de rotații pe minut. Și avem și o vedetă a standului, noile tractoare din seria 6.4, echipate cu transmisie cu variație continuă, transmisii care pot să atingă pe acea serie viteze de 50 de km pe oră și este disponibilă pentru modelele mai mari cu o viteză maximă de 60 de km pe oră. Noi deja vindem tractoarele pe care le vedem aici. Bineînțeles, le configurăm în funcție de experiența pe care o avem în piața din România. Așa cum știu fermierii, la NHR găsesc modelele din seria 5000,
o gamă completă, sunt 4 modele echipate cu motoare în 4 cilindri. Avem seria 6000 cu tractoarele, seria 6000 echipată cu motoarele în 6 cilindri și am propus în piața din România doi reprezentanți, modelul 6160 și 6210, care sunt echipate cu transmisii de tip Power Shift. Avem în România disponibil modelul din seria 6C într-o ediție limitată, ediția Gruții, tractoare în 4 cilindri care sunt însoțite de o garanție extinsă de 3 ani de zile și disponibile și tractoarele din gama mare, modelul 7000, 8000 sau 9000, tractoarele care sunt echipate cu transmisie cu variație continuă. Din punct de vedere al confortului, tocmai ce am fost anunțați că sistemul de suspensie pe perne de aer pentru cabină a fost îmbunătățit, de asemenea sistemul care controlează suspensia pe puntea față a primit actualizări. Tot legat de confort, de acum în cabină sunt, sau în cabină este disponibil un sistem surround de sunet cu o putere de 600 de W. Pe lângă asta avem un compartiment pentru răcire băuturi, iar pe partea de conectivitate, începând cu anul viitor, oferim fermierilor din România un pachet de date cu valabilitate 5 ani de zile pentru monitorizarea de la distanța flotelor de apa flotei de mașini pe care o au sau a echipamentelor marca Deutzfahr. Iar pe lângă toate acestea, producătorul oferă și actualizări pentru sistemul iMonitor, acel monitor pe care noi îl avem în tractoare, atât pe partea de interfață, ceea ce vede fermierul, cât și pe partea de componente din interiorul monitorului, și asta îl face să fie mai rapid, poate să deschidă mai repede funcții, se conectează mai rapid și este mai ușor de utilizat decât până acum. Căpșuni în luna noiembrie, cu asta se poate lăuda ieșanul Marius Lungu din comuna Aroneanu. Acesta a lucrat 13 ani în domeniul instalațiilor electrocasnice, dar de aproape 5 ani s-a reorientat profesional apucându-se de cultivarea căpșunilor în sistem bio. A investit în jur de 50.000 de euro, iar în timp eforturile sale au fost răsplătite. Numai anul trecut, producția totală a fost de 15 tone la hectar. Fructele ajung la băcănii, restaurante sau cofetării sau direct la clienți acasă. De când ați început și ce înseamnă pentru dumneavoastră, iată, să aduceți căpșuni pe mesele românilor și în luna noiembrie? Noi am început în 2015. A fost prima dată când am plantat, cu toate că vin dintr-un alt domeniu total diferit, am învățat în perioada asta de câțiva ani de zile să cultiv și căpșuni și să reușim să aducem și la mijlocul lunii noiembrie căpșuni gustoase pe mesele ieșenilor. Recoltați destul de des, ele ajung în cantități suficiente pentru consumatori. Unde ajung ele mai exact? Noi avem magazine partenere. Deoarece nu am vrut să le vindem vărsate, am vrut să le vindem ambalate, să le vindem etichetate, așa cum ar trebui să arate un produs. Chiar dacă este românesc, asta nu înseamnă că trebuie să-l vindem într-o lădiță. Trebuie să fie frumos ambalat, sortat, asta contează foarte mult, sortarea. Nu ne bucurăm că am pus o căpșună mai stricată pe dedesubt și l-am păcălit pe client, că nu, așa nu ne câștigăm clienții. Și încercăm să aprovizionăm cât mai repede, adică avem contract de colaborare cu firmă de livrări și cu magazine partenere, lucrăm pe societate comercială, oamenii sunt trecuți cazilieri, tot timpul la recoltat și la o oră, două maxim, din momentul în care am reușit să recoltăm și să le ambalăm, ajung în magazine. Ce înseamnă pentru dumneavoastră o astfel de afacere? Iată, nu sunt multe persoane în România care pot să ducă căpșuni și în luna noiembrie să aibă consumatorii. Așa este. Să fii producător în România este foarte greu. Este foarte greu și nu e ușor, mulți au renunțat. Dar eu consider că să reușești înseamnă să te învârți în jurul cifrelor, să știi ce cantități recoltezi, să știi cu ce preț să le vinzi. Noi, fiind pe societate comercială, a trebuit să ridicăm prețul și pe chestia asta am avut, să zic așa, mari bătăi de cap cu clienții care spuneau, da, domnule, dar știi că la dumneata e atâta și în piață e la jumătate de preț. Da, dar în piață nu sunt românești.
Asta nu vrem să discutăm, nu intrăm în detalii, dar noi ne cunoaștem produsul, iar trebuie să ajungem la un calcul în așa fel încât să supraviețuim și să avem și un mic profit, pe lângă taxele și impozitele plătite. Urmează câteva minute de publicitate, după care continuăm jurnalul AgroTV.